Pe putea să fie echipa cu 6 puncte după două etape, dar s-a opus Hasani cu acest gol marcat în ultimul minut de prelungire la ultima fază importantă. Cum a fost meciul, Nico? Cu sufletul la gură, da, la final. Bă, nu e că l-ai trăit la maxim. Da. Meci între două echipe foarte bune, care sunt undeva la 50-60% din potențialul lor maxim. O echipă mai sudată, cea a CFR-ului, o echipă care încă se caută cea a Rapidului, cu foarte multe individualități și una și cealaltă. Scorul, cred eu că este fix imaginea a ceea ce s-a întâmplat pe teren, chiar dacă Rapidul pe alocuri a suferit după ce a primit golul 2, însă și-a creat câteva ocazii și dacă încerci și reușești să egalezi printr-un băiat care avea nevoie de un astfel de gol pentru moralul său, pentru că are calități extraordinare și cred că l-ar putea descătușa pentru sezonul acesta și mă refer la Hasani. La fază, asta ultima, Gojkovic centrare, Burmazu așează foarte bine, Iambor face paravan așa pentru Burmaz Hasani. Recentrare, așezare, da, Iambor recentrare, și da, gol Hasani. Așa a fost să fie. Eu mă bucur foarte mult pentru el, sper să fie un nou început, un început de sezon și în care să-și arate calitățile. Da, iată, revedem faza și Iambor a arătat câteva lucruri interesante, atât cât a jucat, a mai avut o dublă ocazie la un moment dat. Pare să fie un jucător interesant, mai ales că cred că e și tânăr, nu știu, 21 de ani sau ceva de genul ăsta. Și, mă rog, intrat după ieșirea de pe teren al lui Rahmani în lacrimi, golul care a descătușat Giuleștiul și, practic, acest egal a fost sărbătorit ca o victorie. Pentru că atunci când înscrii golul egalizator la ultima fază, poți să consider că ai reușit să obții o victorie, dar nu se contabilizează în clasament. Asta e partea proastă pentru Rapid. Partea proastă pentru CFR este că, iată, încasează golul la ultima fază și pierde două puncte foarte mari după un joc. Mie mi s-a părut că CFR-ul a fost peste Rapid astăzi, un joc mai legat, mai... Nu, echipă mai omogenă. Da, clar. Și chestiunea asta s-a văzut. Da. E adevărat că nu neapărat CFR-ul a avut mai multe ocazii. Ba, mai și aminteam despre ocaziile din prima repriză ale Rapidului până să primească gol. Marius, nu au fost probleme, nu? Nu au fost probleme, a fost o fază de penalti, eu spun foarte clară. M-a surprins gravitatea accidentării lui Rahmani la acel foul, pentru că din reluările pe care le-am văzut, nu mi s-a părut atât de dur încât să se vadă să fie atât de tare accidentat și să-și iasă, dar poate e ceva ce s-a întâmplat anterior acelei faze, pentru că acolo am văzut o lovitură scurtă, într-adevăr, un pic cam sus, dar nu mi s-a părut foarte dură. În rest, Ișvankov a arbitrat bine. L-am văzut calm, tot timpul chiar încerca să prevină, am văzut niște discuții cu jucători în momente în care, să spune, nu era mingea acolo, tocmai pentru a preveni eventuale cartonașe galbene. Deci, te referi la discuția cu Bârligea, pentru că Bârligea a intrat într-un dialog momente necuvenit, să zicem, cu galeria Rapidului și l-a atenționat după aceea, că e cazul să bănuiesc asta i-a transmis. Exact, și asta e rolul unui arbitru acolo. Nu e să sancționeze tot timpul, ci să și prevină tensiuni, tot felul de probleme. Și te duci și discuți cu jucătorii, ce a făcut foarte bine lucrul ăsta. Nu s-a aruncat cu cartonașele, aici portarul ratează mingea, apoi din inerție se duce și comite acest faul care este un penalti indiscutabil. Indiscutabil, da. Foarte frumos efortul lui Petrila aici, Nico. Da, și a avut o astfel de fază și în prima repriză la care a ezitat. Într-adevăr, mingea era, cred că, puțin mai lungă față de aceasta. Să nu uităm faza la care s-a accidentat el, pentru că reminiscențele trecutului rămân acolo magazinate. Și cred că de aceea n-a dorit să riște în prima repriză. Iată că a făcut-o și a făcut-o foarte bine în repriza a doua. Exact o astfel de fază a dus la accidentarea lui când era într-o formă extraordinară și când era și în vizorul echipei naționale. Dar sunt lucruri care intervin și plăcute și mai puțin plăcute în cariera unui fotbalist și îmi place foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult cum a evoluat în acea poziție nouă pentru el. Chiar
parcă prea bine în acea poziție, pentru că dintr-o aripă să joci Inter nu prea stă la îndemâna oricui, dar are, se vede că s-a pregătit foarte bine, are capacitate bună de efort, a făcut foarte bine și faza defensivă și a făcut câteva demarcări fix acolo unde trebuie, între fundașul central și fundașul lateral, acolo unde se creează un spațiu. Mergem să-l ascultăm pe Tahtsidis. It's important for me. For me, it's important the team to win. Pentru mine e important ca echipa să câștige. But football is like this. Totodată așa e fotbalul. We had luck with Dinamo, maybe, and today. Poate că s-a întors norocul pe care l-ați avut cu Dinamo. But today it was not luck with us, but football is like this. What happened in the end? It wasn't a focus in the end of the game, or a fost o lipsă de concentrare la final? You know, the last seconds, the last minutes. Ultimele minute, ultimele secunde. You don't have nothing to lose, so she press a lot. Nu mai ai nimic de pierdut și ei au presat mai mult. More stronger, more focus, you receive the goal. Trebuie să fim mai puternici. But I tell you again, football is like this. We think in the next game. Ne gândim acum la următorul meci. Rapid, it's a good team. They play very well. It was a nice game. A fost un meci frumos. E o echipă bună, Rapid. Let's see the next games. How is this start of the season for you? A goal in the first game, now an assist. How is going to be this? Un gol și un asist până acum în acest început de sezon pentru tine. I can give a lot of goal and assist to my team. I hope to come with the wins, not with draw. I feel good. The team is good. Sperăm să obținem o victorie în un egal. Eu mă simt bine. Let's continue like this. Să continuăm. The team needs more time to have his to have the rhythm. For sure, they come new players. They need to adapt on us. Bineînțeles că încă ne căutăm ritmul. Maybe avem some players think noi. It's easy league, but trebuie it's să se adapteze. It's not easy. So they need to change their mentality and to work more harder, because if you watch all games, they are so difficult. It was, toate meciurile vor fi așa de dificile, așa că și cei care sunt noi trebuie să se adapteze și să muncească mult. I'm happy for him. I hope he's happy. His family is happy. Football is like this. Thank you so much. Thank you. Dar nu știu la cine s-a referit, n-am prins la cine s-a referit în final, că speră că el e fericit și familia lui e fericită. Da, în câteva momente o să mergem la o altă reacție din partea CFR-ului, autorul primului gol al CFR-ului, Bârligea. Probabil că va fi întrebat și despre momentele mai tensionate, pentru că stadionul l-a huiduit după gol. Înțeleg că după marcarea golului s-a bucurat în fața suporterilor rapidiști într-un fel mai provocator. Îl ascultăm acum. Dramatică. Cum a fost pentru voi? Cum ați trăit meciul ăsta? Da, a fost un duel din ambele părți. Ambele echipe ne-am dorit să câștigăm și s-a văzut. Din păcate ne-au egalat în ultimele minute, ultimele secunde, dar mergem cu capul sus și ne gândim la următoarele meciuri. Acum o să vină Europa și ne gândim doar la ea. S-a terminat norocul în etapa asta, pentru că etapa precedentă ați câștigat voi pe final de meci. Da, cu siguranță. Mingea e rotundă și nu se știe până când nu fluieră arbitru cine luptă are de câștigat. Deci au câștigat ei un punct și cu siguranță sunt fericiți. Un nou gol pentru tine, cum e startul ăsta așa de sezon în care ai marcat în fiecare meci? Da, cu siguranță nu, și faptul că am fost la Națională și nu m-am oprit deloc mi-a dat continuitate și sunt fericit pentru asta. Nu simți oboseala? Nu, că am avut zile de pauză, la Națională nu prea am jucat și nu e mare oboseală. Daniel, ai fost în cantonament totuși, da, ai antrenat. Da, doar că antrenamentele e o plăcere să le faci, deci nu e oboseală. Daniel, aș vrea să te întreb despre gestul tău după golul marcat, pentru că ți-ai pus așa toată galeria Rapidului în cap, după care tot meciul au avut grijă de tine. Cum ai trăit conflictul eu ăsta? Nu a fost, cine știe ce conflict față de mine, eu nu mă simt, nu-mi schimbă starea de joc. Poate să mă înjure, dar eu am vrut doar să nu să-i injignesc, că nu am zis nimic de rău, dar să mă apăr într-un sens, că poate să zic că mi-am pus mâine la ureche ca să le zic că poate să înjure tot meciul. Pentru mine
nu mă deranjează. Și din altă parte îmi cer scuze că, să zicem, i-am incitat să zică mai tare, dar nu. Eu sunt unul, ei sunt 10.000 și nu se vede că ei mă înjură pe mine, doar că eu, e mai mare diferență, dar eu îmi cer scuze pentru asta, dar sunt meciuri, gen, în teren e o chestie, afară e altă chestie. Deci. Cum se anunță? Așa e și între noi, că suntem prieteni, de exemplu, eu cu Petrila ne înjurăm în teren, acum suntem prieteni, deci nu e ciudat e să-i vezi pe foștii tăi colegi acum adversari? Asta e fotbalul. Nu putem să trăim toată viața, să zicem, cariera cu aceiași colegi. Deci fiecare schimbă și își face un trai mai bun. Voi aveți nevoie de întăriri pentru că aveți o luptă și pe mai multe planuri. Da, cu siguranță. Cred că o să mai vină jucători. Avem nevoie câte unul. Și cred că o să vină, că avem de jucat multe meciuri în următoarele zile și o să avem nevoie. Mulțumesc! Seară frumoasă! A fost Daniel Gurligea, a insistat asupra momentelor mai tensionate, dar și-a prezentat scuze dacă a fost mai provocator, așa. Da, se întâmplă, dar e bine să se oprească aici lucrurile. De ceva? Aș contabiliza niște lucruri importante din punctul meu de vedere. Mi-a plăcut foarte mult Ignat, mie. Nu mi-a plăcut sub nicio formă Blazek, sau cum îl cheamă. Blazek, da. Blazek a greșit de fiecare dată, decisiv împotriva propriei echipe. Nu, ți uitea ideea, te rog frumos. Da. Mergem să-l ascultăm și pe Ilie. S-a nu foarte bine, cu o remiză. Cum s-a trăit meciul de acolo din teren? Bună seara, da, a fost un meci frumos, au fost ocazii la ambele porți. A fost un meci intens, un meci obositor. Din păcate am luat iar gol în ultimul minut. Nu ne-am învățat lecția de anul trecut. S-a întâmplat de multe ori să luăm gol în ultimul minut și suntem foarte supărați. A fost norocul acum de partea Rapidului? Nu știu dacă e noroc, dar trebuia să fim mai atenți. Cum a fost în vestiar? Cum ați fost primiți după acest gol încasat pe final de meci? Nu, suntem foarte triști, dezamăgiți. Am luptat 90 de minute și după am luat gol în ultimul minut. E foarte, foarte frustrant. Am văzut așa pe parcursul meciului că ai primit foarte multe indicații de la Dan Petrescu. De ce anume nu era mulțumit sau ce anume își dorea acolo să faci pe teren? Nu, dar cred că pe mister îl interesează orice detaliu, deci încearcă să corecteze orice vede el că este greșit în teren. Pentru tine e așa un plus că ți-ai prelungi contractul? Da, da, normal. Asta înseamnă că clubul are încredere în mine, că mister și colegii au încredere în mine și sunt foarte fericit. Cum se anunță sezonul ăsta pentru CFR? Cum vedeți voi lupta? La cum s-au disputat meciurile? Pentru că vedem, echipele încă își caută ritmul. Da, cred că campionatul este din ce în ce mai greu. S-au îmbunătățit toate echipele de anul trecut și va fi o luptă foarte, foarte grea. Vreun reproș în privința golurilor încasate astăzi, acolo, în defensivă? Da, toți. Acum trebuie să ne uităm din nou, să vizionăm meciul și să ne uităm fiecare în parte ce am greșit. Cât de mult crezi tu că ai învățat în ultima perioadă? Foarte mult. Și o să mai am multe de învățat. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Matei Ilie, un jucător foarte, foarte interesant și care... cred că în curând bate la porțile echipei naționale. Te rog de ceva. Da, asta spuneam. Mi-a plăcut foarte mult Ignat. Nu mi-a plăcut Blazek, dar aici cred că o să fie și o problemă între echipă și suporteri. Ați văzut că la un moment dat galeria a scanda numele lui Săpunaru. La două momente date. Două momente au fost, da? Și cred că, așa cum spuneam și la pauză, e orice tensiune acolo. Pe de altă parte, CFR Cluj cred că a făcut un meci mai bun ca Rapid în seara asta, trebuie să recunoaștem, să vedem lucrul ăsta, cel puțin eu așa am văzut. Mi s-a părut că Petrescu în ultimele 10 minute a greșit cu schimbările, cred că a jucat defensiv, foarte defensiv, a făcut schimbări defensive și atunci a permis Rapidului să urce, să stea mai mult în atac și să și egal. Eu cred că așa s-a... Păi oricum a făcut foarte târziu schimbări. Prima schimbare a fost Michael, care exact. a și marcat. După aceea a fost Camara, parcă a doua schimbare. Da. Păi și celelalte schimbări au fost în prelungiri. Când... Păi da, alea 7 minute... Păi, da, dar cred că au intrat 90 plus 2 sau 3.
cele, da, cred că au mai fost două schimbări. Așa mi s-a părut, că echipa s-a retras foarte mult CFR. Era normal, vine Rapidul, era normal. Disperare. Până atunci a făcut un pressing senzațional, că așa a câștigat meciul până în minutul 90 plus 6 Petrescu. Nu i-au lăsat să construiască pe cineva Rapid. Exact, a pregătit foarte, foarte bine meciul acesta. A pregătit foarte tot bine meciul. Cu pressing pe fundașii centrali, exact. Și pe Kait. Nu l-au lăsat niciodată să întoarcă cu fața la joc și intră în criză de timp de acolo și mingile acelea lungi către atacanți care sunt în luptă tot timpul și în acum, inferioritate nu numerică cu adversarii. Sincer să fiu, nu mi s-a părut o idee clară, foarte clară de joc la Rapid. Așa cum spuneți voi, cum spune Nico, probabil că e nevoie de timp să se implementeze toată povestea asta. Există un risc, probabil că trebuie să existe și răbdare din partea patronului, din partea suporterilor și a tuturor. Nu știu până unde poți să întinzi coarda asta ca să poți să nu pierzi prea multe puncte. Președintele Rapidului, Viorel Moldovan. Să obțin acest rezultat, nu au cedat, chiar dacă au fost momente dificile. Sunt emoții mari în privința lui Aldana? Nu știu în momentul de față care este situația lui, o vom afla, vom vedea ce s-a întâmplat cu el și sperăm să nu fie nimic grav, să-l avem apt pentru următoarele jocuri. Cât de grea ar fi o lovitură așa de sperat? Orice jucător important este o pierdere la fel de importantă pentru echipa noastră. Am spus, hai să nu ne pripim și să vedem după aceea ce... Dar totuși, dacă va lipsi o perioadă îndelungată, Rapidul va trebui să caute un atacant? De ce trebuie să mă gândesc atât de prăpostios? Nu știm în momentul de față. Hai răbdare să vedem ce va fi, care va fi problema lui. Eu, cum trăiești un mare atacant, razările atacanților de astăzi? Până la urmă este bine că ajungem în situații de a marca, este bine că avem ocazii. Clar că sunt momente când nu ești inspirat acolo în fața porții. Am avut astăzi în prima repriză, înaintea golului primit prin Burmaz, care a atacat foarte bine acolo colțul scurt, și CFR are un portar foarte bun, Sava, care a intervenit. Am avut prin Rahmani la fel. Sava a făcut minuni la acea intervenție, a ieșit foarte bine, a micșorat unghiul și l-a pus în dificultate pe Rahmani, care a șutat în piciorul lui, dacă nu greșesc. Bun, imediat au dat ei gol, a doua repriză. Ce pot să spun? Vă dați seama că suntem egal la minutul 97-96. Vă stai supărați. Dacă înainte de meci îmi spuneai că facem un egal, nu eram așa supărat. Ținând cont de faptul că jucăm în Giulești, nu? Dar... când conduci și un gol prea ușor în opinia mea, la fel ca și primul la penalti. Echipa a controlat foarte bine jocul, părerea mea că a jucat bine, dar la fotbal degeaba joci bine 95 de minute dacă într-un 96 iei un gol cum l-am luat noi. Ar trebui să-l revăd puțin. M-am gândit că pe final o să joace mingi lungi și mingea a doua și domnule, acolo am pierdut și prima minge și a doua. Și finalizarea a fost... nu s-a văzut pe bancă prea mult, eram departe și îmi pare rău pentru băieți că au muncit extraordinar. Sunt două puncte mari pierdute, dar cum am spus, dacă o luăm altfel, să fim pozitivi, spune că am câștigat un punct în Giulești, va fi greu să câștigi puncte. E una dintre problemele pe care trebuie să le rezolvați, pentru că și sezonul trecut se primeau goluri așa pe final. Da, și la prima etapă, la două, acum iar 4 goluri deja în două meciuri, e mult. E clar că ceva nu a mers, dar parcă n-au mai fost greșeli de la primul meci cu Dinamo. Echipa arăta mai bine. N-am avut un fundaș central pe banca de rezerve, deoarece doi s-au accidentat ieri la antrenamente și cred că și aici, dacă aveam o soluție, poate reușeam pe final să închidem meciul, dar până la urmă ăsta e rezultatul, trebuie să-l acceptăm. Spuneați înaintea meciului de banca Rapidului că este una foarte bună, dar și dumneavoastră l-ați introdus pe Michael și după 4 minute a dat gol. Da. Deci putem spune că aveți și dumneavoastră o bancă bună, totuși s-au inspirat. Da, data trecut a intrat Bilici, acum Michael. Din păcate, Michael la golul lor a greșit puțin, a pierdut mingea și de acolo a plecat golul. Dar mă bucur pentru el, avea nevoie de acest gol, mai ales că toată lumea l-a criticat în ultimul meci și în sezonul trecut. Și de acum sper să intre la fel de bine, pentru că, dar
și el, dacă era mai inspirat la ultima fază, nu luam acel gol. Bărligea ar trebui să fie mai atent și a pus în cap galeria Rapidului. Da, e o greșeală mare. Am început ședința de azi să respectăm publicul de aici, e un public alt și chiar dacă se mai întâmplă lucruri ciudate, să nu răspundem în niciun fel. Din păcate, Dani n-a înțeles și la pauză l-am rugat foarte mult să se oprească, să nu mai vorbească, pentru că nu va câștiga niciodată duelul cu galeria. Și repeta a fost cu minte, n-a mai ripostat. Spuneați înaintea meciului că vă doriți întăriri. Ce ne puteți spune? Care e situația cu Luis Munteanu? E rezolvat? Mai vin alte nume? Pe ce poziții? Mai doriți întăririle? Acum chiar nu știu care e situația. M-am concentrat la meciul ăsta. O să mai caut niște jucători. Sper să mai găsim ceva să ne întărim. Dar ar fi fost mai bine după o victorie. Vă pare rău când vă uitați că Manea este la Rapid și n-a rămas în curtea dumneavoastră și să vă ajute pe dumneavoastră? Eu am vrut să-l țin pe Manea, n-a vrut, el a vrut să plece în altă parte. Îi urez multă baftă, am lucrat excelent cu el. A câștigat foarte multe campionate împreună, multe meciuri în Europa. A fost un jucător exemplar pentru CFR Cluj și îi doresc multă baftă. Evident, orice antrenor își face alegerile, dar v-aș întreba pe dumneavoastră, pentru că l-am văzut astăzi pe Deac, jucând la 40 de ani, 90 de minute, de partea cealaltă Stăpânearu stă pe bancă. E inspirată alegerea? Cum ați fi gândit dumneavoastră? Nu, convins că și Stăpânearu va juca. O să vedeți, și Stăpânearu va juca. V-aș întreba și despre Brown. A plecat destul de supărat de la CFR. Ați reușit să discutați? A venit la mine înainte de meci și mi-a zis că vrea să... Întrebe ce, că nu înțelege ce a scris în ziar. Zic că nu l-a vorbit niciodată rău de mine. Era culme, nici eu nu. Nu înțelegeam dacă el a vorbit rău de mine. Eu l-am adus, eu l-am băgat în echipă. Să zicem așa, eu l-am făcut mare. Eu l-am luat de la Botoșani. N-am avut niciodată probleme cu el. El mi-a zis că au interpretat cei care au scris. Pentru că chiar m-am mirat. El a venit la mine înainte de meci. Și mi-a spus, deci, a zis că a vorbit și cu clubul să dea o... Nu știu, n-au dat nimic nici de la club, a zis că nu e așa important lucrul ăsta, dar el a venit să vorbească cu mine să zică că n-a zis nimic rău și chiar mă miram să zică ceva rău de mine. Mulțumesc! Și sunt, e înfășurat așa la piciorului. Nu cred că e înfășurat, cred că este șoseta. Da, nu părea să fie pe, și pe călcă, era doar așa ba, partea din... Uite! E pusă gheață. Probabil are vreo tăietură. Uite, tăietura de mai sus. Da, și mai sus, cred că și pe... Și probabil mai e ceva și acolo unde sigur, e gheața, da. Da. Lovitură dureroasă și, hai că cea de sus rămâne acolo sus, dar când lovești mingea cu ristul, o să-l doară până o să se închidă. Neil Lennon, antrenorul Rapidului. In the end, what are your conclusions after this game? Care ar fi concluziile? We were lucky about the draw. We were the better team and I thought we had four or five fantastic chances. Am avut 4-5 ocazii. A fost foarte dezamăgitor că am primit al doilea gol. Reacția din repriza a doua a fost foarte bună. Echipa a creat multe oportunități. Nu cred că am fost norocoși. I'm a little bit disappointed we drew the game actually. Sunt dezamăgit că am făcut doar egal. You know, because we showed a lot of spirit and am arătat un spirit de echipă senzațional. But we should have been home with the 3 points way before that. Trebuia să obținem cele 3 puncte. At this game and what you should improve in your game. I think at times we in the wide areas we can defend we must stop crosses better and we have să referă la centrări, că defending mai centrează mai bine. Dar mi s-a părut că se referă la apărare, totuși. Closer to men. We have this să stop crosses, da. Habit in Romania of dropping off and not getting, you know, closer or contact with people. So it's something we've talked about and something we have to improve on. But the rest of it, some of the football we played was great. So, as a coach, if you're not mulți dintre jucători s-au ridicat la un nivel foarte bun. We created 4 or 5 easy chances tonight and am creat 4-5 ocazii foarte mari as well, so I'm delighted with the overall performance but you know disappointed sunt, that we didn't win. Sunt încântat de evoluție, dar nu de rezultat, dezamăgit de rezultat. Fighter team, you have fighters well, in your team. Încântat că aveți niște luptători în echipă. Sure, that was evident
towards the end of last season, so I think it's a big improvement in the spirit and the atmosphere. And I've got to give the whole squad the mare îmbunătățire a atmosferii la echipă față de finalul sezonului trecut. Yes, well, the substitute scored. We could have scored more from a substitute, and but I thought overall it was very exciting game to watch. A fost un meci foarte interesant de văzut. Very good side, and they're far more experienced than us with a very experienced coach. So you know, o echipă mult mai experimentată și cu un antrenor foarte experimentat, cei de la CFR. What can you tell us about Rahmani? His think injuries? He's okay. I mean, he's, cred că e în regulă, Rahmani. He's a little bit sore at the minute, but you know, we'll give him a couple of days and we'll assess it. I can't give you a diagnosis immediately. Nu pot să vă dau un diagnostic, dar cred că în câteva zile își revine. And what can you tell us about the fans, about the atmosphere in the stands? A fost uimitoare atmosfera throughout the game, pe stadion. When we were 1-0 and 2-1 down, they stayed with the team and there was a really good connection between the players and the supporters. A fost și 1-2 și totuși suporterii ne-au încurajat. Looking forward for the next game? Yeah, I'm looking forward to my first win. I want to win. You know, we've come close in the previous two games. Mă gândesc, bineînțeles, la următorul joc și mă gândesc la prima noastră victorie. You know, going forward, that we're going to have a good season. Any news about new players? Well, we're hoping that we'll add one or two more to the squad within the next week. Sper că în următoarea săptămână vor mai veni trei jucători. Is a goalkeeper from Celtic. Yeah, unul dintre ei este I know very well. Portarul de la Celtic. Îl cunosc foarte bine. Dundee United, and then he moved to Celtic for you know, £500,000. He's a very good goalkeeper. E un portar foarte bun. So he will come in and add quality to the roster. In the next days? Hopefully. Să sperăm că va veni în următoarele zile. Competition for goalkeepers and we've got a good one in Marion and you know want to bring another. Ioni este foarte bun, are nevoie de competiție. Other positions that. Well, look, it's always evolving. You know, we've brought in a few have gone. We just want to add maybe it's very early still in the season, but we want to strengthen in areas that we believe that can make the team better. So if we can do it, yes. Dacă putem să mai aducem jucători, ar fi foarte bine, pentru că trebuie încă de vreme în sezon, dar avem nevoie de întăriri. Oh, can I just say, I thought young Ignat, I thought he had a sensational game for his debut. Ignat a făcut un meci senzațional. You know, it's a great thing for the club to have a young player coming through. Este un lucru foarte bun pentru club că are un jucător tânăr de asemenea calitate. De altfel, l-am văzut pe Neil Lennon imediat după finalul partidei, luându-l în brațe pe Ignat și probabil felicitându-l pentru evoluție. Deci eu și cu Neil. Tu și cu Neil? Da. Dar vezi că în rest ați văzut total diferit. Da, știu. Că Neil zice că trebuia să câștige meciul. Da. Dacă, asta vreau să spun. Dacă te iei după el, are dreptate. Au fost 3-4 ocazii, 5 chiar, foarte clare. Da, și cronologic, ai avut două ocazii la 0-0. Da, dar mi se pare că CFR a schimbat mai bine. CFR e echipa... Echipa care joacă de 2-3 ani aceiași jucători, echipa Nico, mai compactă. Hai să spun ceva. Cum îl cheamă? Domnul Varga a schimbat la timp antrenorul, l-a pus de vreme și așa mai departe. La voi ați așteptat cu cine? Cu Lobonț, cu Stai, să vedem, să nu știu ce, să înțelegi? Eu cred că și ăsta e un detaliu care ar merita discutat în apropo de ce spui tu, că sunt legați, că antrenorul știe ce jucători are, știe unde să-i folosească, știe ce să fac cu ei. Și schimbarea asta de sistem. Schimbarea de sistem, da. Cristi Chivu a fost prezent la meci, o ascultă declarație. O întrebare, atât. Cum ți s-a părut Giuleștiu și meciul din seara asta? Atmosferă frumoasă, ca întotdeauna pe Giulești, meciul, început de sezon, mai e mult de lucru din partea ambelor echipe. Sper să le ia cât mai puțin timp să tureze motoarele la maxim, că deocamdată e abia a doua etapă și se vede. Dacă ți-a plăcut atmosfera asta, e în calcul și o revenire așa în campionatul românesc la un moment dat? O întrebare azi. Da, nu a comentat și a doua întrebare. Înțeleg că după acest interviu s-a dat directivă. Nu se mai filmează în parcare la Giulești. Mă rog, acum așa primesc informațiile, dar nu neapărat că trebuie să le luăm motamă, că e supărat domnul Șucu de exact. Prezența acolo a camerelor. Trebuie să observăm că se împrumută foarte multe lucruri de la, să nu spun, de la alte echipe.
și stilul de lucru și modul de a interacționa cu presa și eu cred că nu e în regulă. Poate că greșesc, dar mi se pare că Giuleștu era altceva. Am o rugăminte, vă rog să nu mai filmați în parcare, pentru că este interzis acolo filmarea, aveți un loc disponibil de filmare la zona mixtă, este mesajul transmis de ofițerul de presă al Rapidului această seară. Da, eu înțeleg așa, într-un fel, domnule, ce e asta, pe de altă parte, poate că e firesc așa. În parcare, omul vrea să coboare de la lojă, să se ducă să... să urce în mașină și să plece acasă. Mie mi se pare firesc să pot să-mi fac meseria oriunde ca jurnalist și că dacă tu institui niște reguli pentru că te-a deranjat ceva sezonul trecut, ții minte că au fost niște situații. Da. Da? Acum, na, fiecare își face... Mai știi când... mai fost filmări pe holul ăsta, nu știu cum să zic, de intrare pe teren, pe diverse... Da. Pe culoare. Și după a venit LPF, nu mai e gata. Știi, nu? Că să văd prea multe lucruri. Exact. Păi, da. Și atunci. Bun, hai să vedem și alte reacții de acolo. L-ascultăm și pe Ignat, mult lăudat. Până seara, o remiză dramatică pentru voi. Cum vine acest punct după multă luptă acolo pe teren? Bună seara, da, este un punct muncit, se simte ca o victorie, dar nu este și da, a fost un punct foarte greu de obținut, împotriva unei echipe foarte bune. S-a întors norocul în seara asta pentru voi? Da, s-a întors norocul, dar eu personal și colegii mei vrem mult mai mult și vrem să luăm cele 3 puncte la fiecare meci, asta ne dorim, asta îți doresc și suporterii și asta vrem meci de meci. Ce înseamnă pentru tine să începi titular aici în Giulești, împotriva CFR-ului? Este un sentiment foarte frumos, pentru asta am muncit de mic, pentru asta am făcut o grămadă de sacrificii și ce poate să fie mai frumos decât să joci pe Giulești titular și la vârsta asta. Ce anume ți-a spus antrenorul, ce ți-a cerut, care au fost indicațiile? M-a încurajat înainte de meci, mi-a zis că sunt un jucător foarte bun și să am încredere în mine, să fac ce știu mai bine și să fiu concentrat. Ce ne poți spune despre colegul tău, Rahmani? Ai apucat să vezi cât de gravă este accidentarea? Am văzut că da, e susținut de colegi. Mai mult l-a călcat. Nu a făcut vreo întorsă sau ceva, dar l-a călcat și l-a călcat foarte urât. Cum se simte atmosfera asta în Giulești? Am văzut pe suporter alături de voi. Cum se anunță sezonul? Da, este un imbol și pentru noi când vezi că te susțin fanii. Fanii își doresc să dai totul pentru culorile clubului și dacă faci asta și muncești meci de meci să obții o victorie, atunci ei nu îți reproșează nimic. Spuneai că ai visat, da, la momentul ăsta în care să ajungi titular la Rapid. Ce înseamnă să fii titular și să-l vezi pe bancă pe Săpunar? Da, și Cristi mi-a dat indicații înainte de meci, alături de mine și colegul meu de cameră și chiar mă ajută foarte mult. El este pentru echipă mereu, adică chiar și dacă joacă sau nu joacă, el este acolo și ne dă indicații. După o greșeală aceluiași Blajec, crezi că va fi o problemă pentru Neil Lennon dacă continuă să îl țină pe Săpunarul pe bancă? Și aici aș adăuga pe lângă întrebare și comentariul lui Dan Petrescu. Eu cred că va juca și Săpunarul. E o intuiție? Nu, va fi o problemă pentru Rapid dacă nu va juca Cristi Săpunaru în următoarele meciuri. Ai întors-o bine, da. Păi, e clar că e nevoie de prezența lui, a și fotbalist, dar și lider, pentru că Rapidul, cred că astăzi a simțit nevoia unui lider. Dacă de partea cealaltă vedeai un Deac, un Tarsidis, chiar un Mogoș pe alocuri, la noi mai puțin, pentru că sunt jucători tine, unii dintre jucători noi, jucători care au jucat mai puțin sezonul trecut, poate Iacob pe alocuri, dar știți foarte bine că au fost acele incidente cu suporterii și probabil și nici el nu mai vrea să mai iasă foarte mult în față. Chris este, dar este greu să acopere tot terenul. E clar că niciunul din lotul Rapidului nu se poate compara cu Cristi. Și Rapidul are nevoie, cum Giuleștiul are nevoie de Liviu Ungurean, pentru că și acolo s-a simțit, chiar dacă s-a cântat, poate nu chiar cu același aplomb ca în alte dăți, dar se simte această diferență și probabil și jucătorii o simt.
Marius, am avut privilegiați în seara asta. 10 goluri în două meciuri în Superliga. 6 în primul, 4 în al doilea. Iar intensitatea celui din al doilea, cu tot reținem și aspectul spus de Cristi Chivu, că mai e mult de muncă, suntem la început de sezon, a vrut să fie diploma. Dar noi suntem mulțumiți așa și cu intensitate, chiar dacă o fi calitate mai puțină. Cu intensitate, cu suspans până în ultima secundă. Da. Am remarcat că Dan Petrescu a spus că 4 goluri în 2 meciuri. Nu este CFR-ul ăla cu care eram noi obișnuiți, care dacă îți dădea un gol, se termina meciul și nu mai ajungeai la poartă. Iată că CFR-ul ia 4 goluri în 2 meciuri. Mi-a plăcut foarte mult faptul că Dan Petrescu nu a ținut partea lui Birligea în conflictul cu suporterii și a spus că de obicei știi cum e, cluburile apără jucătorul, stați așa că îl înjurau. Nu, a spus nu e ok ce a făcut, i-am și atras atenția și lucrul ăsta mi-a plăcut. Și astfel ne-am explicat, apropo de ce spunea că le-am spus înainte de meci, că să respectăm publicul, să nu reacționăm chiar dacă se întâmplă ceva. În sensul ăsta ne mai explicăm și starea lui Dan Petrescu, care nu s-a agitat ca de corect, obicei, a fost cât se poate de liniștit. Și publicul din Giulești la ieșirea lui Ciprian Dec. Corect. Care a alergat, nu a tras de timp, care a fost răsplătit cu aplauze pentru toată cariera și chiar și pentru meciul foarte bun pe care l-a făcut în această seară. Bine, că a alergat s-ar putea să primească niște reproșuri, dar nu din partea galeriei giuleștene. Aprecieri. Da, Marius, vrei să mai zici ceva în completare? Nu, asta vreau să remarc în final cu Birligea. Atât. Bun, de ce bal? E foarte important nu zici că nu-ți dau ultimul cuvânt. Da, pentru Rapid ce se va întâmpla etapa următoare, din punctul meu de vedere. Eu îl văd pe Săpunarul titular etapa următoare. Pe de altă parte, la Petrescu lucrurile sunt atât de clare și limpezi. L-au cerut suporterii CFR-ului pe Petrescu pentru că aveau mare încredere într-un antrenor ca el și erau siguri de niște rezultate. Ele au venit, încep să vină, încep să apară. A fost la un pas de 6 puncte Petrescu seara asta. Eu continuu să cred că el a greșit totuși cu schimbările din finalul meciului, echipa s-a retras. Dar, una peste alta, CFR Cluj în debutul ăsta de campionat, dacă tragem o linie, cred că este asta cel mai bine. Și ca joc, și ca achiziții, din ce vedem, cel puțin până în momentul de față. Craiova CFR și Unirea Slobozia cu 4 puncte după 2 etape, bineînțeles că mai sunt meciuri de jucat și mai sunt echipe care pot chiar depăși echipele cu 4 puncte, Șep și Oțelul, echipele care au bătut în prima etapă. În final îl ascultăm și pe Cristi Mane, a fost un jucător al CFR-ului și actualul jucător al Rapidului. Noapte frumoasă! Bună seara, Cristi. O remiză dramatică în seara aceasta. Cum s-a trăit meciul? Da, așa este. O remiză dramatică. Din fericire, noi am egalat. E mai bine așa decât să fie egalat. Păcat că am avut niște ocazii foarte mari și trebuia să marcăm. Ei au avut 3 ocazii, au dat 2 goluri. Știi și tu cum e cu norocul CFR-ului, tocmai ce-i pleca de acolo. Da, chiar asta le spuneam, să fii atenți, că dacă au o ocazie, s-ar putea să fie gol. Cum te-ai simțit tu? Cum ai intrat să joci împotriva fostei tale echipe? Cum au fost acele minute? Da, m-am simțit foarte bine, incredibil atmosferă, altceva când joci așa cu stadionul plin. Vreau să le mulțumesc suporterilor și colegilor pentru că m-au primit foarte bine aici și parcă joc de o viață aici. Mai credeai, sincer, cum te uitai pe tabelă, că se scurge timpul? Da, normal, de aceea se joacă până fluieră arbitru. Chiar am crezut și mi-a părut rău că a fluierat, că simțeam că mai putem să mai dăm una. Cum ai simțit CFR-ul de partea cealaltă? Da, o echipă pragmatică, au avut câteva ocazii, au marcat. Exact ca în trecut. Trebuie să fim mai atenți cu faza de apărare, să nu mai primim așa ușor gol. În cât timp crezi că îți vei câștiga locul de titular incontestabil în echipa Rapidului? Păi nu știu, asta va decide antrenorul. Eu mă antrenez 100% în fiecare zi. Eu am venit și mai târziu față de ei cu vreo 2 săptămâni, dar ușor, ușor voi câștiga locul. Spuneai și mai devreme că îți place atmosfera de aici. Ei convins pe suporteri? Te au deja la suflet sau cum stau lucrurile? Da, am primit foarte multe mesaje de susținere de la ei, de aceea le și mulțumesc. E super, o senzație super frumoasă să te aprecieze cineva. Ce se poate face sezonul acesta cu Rapidul? La cum vezi tu că se dă așa bătălia aceasta în Liga 1, la cum arată celelalte echipe? Clar, la ce lot avem, eu cred că trebuie să
ne batem la câștigarea campionatului, dar o luăm treptat, mai întâi trebuie să intrăm în play-off și după aceea vom vedea ce va fi.